să fie consumată o cantitate mare de produse lactate. Laptele este alimentul din care calciul se absorbe cel mai eficient și din cauza asta este nevoie de el și în timpul sarcinii și în momentul în care femeia lactează. Produse lactate pot fi și acide, dacă tip sana, iaurt, lapte bătut, dacă mama are probleme de, eu știu, ușoară balonare la laptele proaspăt, dar laptele este un aliment de bază în timpul sarcinii. Apoi trebuie să mâncăm multe proteine din acestea de calitate înaltă, din carne slabă, neapărat să fie prezent peștele, și cel gras și cel slab, pentru că de acolo avem acizii omega-3, de care avem nevoie, sunt esențiali și nu pot fi aduși decât prin alimentație. Oul este de asemenea un aliment extrem de bine echilibrat și plin de substanțe nutritive. Avem vitamina A nouă, care este o vitamină liposolubilă și în grăsimea din lapte și în ou, iată, vitamina A și D sunt perfect de absorbit și în același timp foarte eficient utilizate. Pot consuma gravidele multe legume, sunt produsele care conțin nu numai vitamine și minerale, dar și acei fitonutrienți, substanțe care sunt extrem de benefice pentru organism și pe care încă medicina și știința nu le-a identificat clar, dar se găsesc în legume, 75% dintre ele, și în fructe, dar doar cam 25% ca procent. Din cauza asta, fructele trebuie consumate și ele, dar atenție, din punctul de vedere al aportului de zahăr, să nu cumva să ducă la o îngrășare a mamei. Nutrienții care sunt de calitate asigură și o dezvoltare optimă și foarte, foarte sănătoasă copilului. Altfel, dacă noi în timpul sarcinii facem un exces de zahăr, încă nu sunt studiile terminate și complet elucidate, dar s-ar putea ca acest lucru să fie transmis și copilului ca o preferință crescută pentru dulce. Deci, de obicei, gustul și, să spunem așa, preferințele alimentare încep să se dezvolte și să mugurească din momentul în care copilul crește în burtica mamei.